Jandarmerița de 23 de ani bătută în timpul protestelor de vineri a fost scoasă din mulțime în stare de șoc. Purtată pe brațe de colegi, ea le-a reproșat în cuvinte dure faptul că au lăsat-o singură în mijlocul oamenilor furioși. Între timp, doi dintre agresorii ei au fost arestați pentru 30 de zile. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Acesta este momentul în care Ștefania este ajutată de colegi să iasă din mulțime. Tânăra merge pe picioarele ei, dar este în stare de șoc și își apostrofează dur colegii, după bătaia cruntă pe care a primit-o în timpul protestelor de vineri seara. Doi dintre agresori, Ionuț Liviu Cojoacă, în vârstă de 30 de ani, și Claudiu Andrei Dobre, în vârstă de 24 de ani, au ajuns în spatele gratiilor pentru 30 de zile. Ambii sunt acuzați de ultraj și tulburarea liniștii publice. În apărarea lor, cei doi agresori au susținut în fața instanței că nu i-au lovit pe jandarmi, ci au lovit doar în scuturile lor de protecție. Ionuț Liviu Cojoacă și Claudiu Andrei Dobre fac parte dintre susținătorii echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei. Ștefania va rămâne în continuare internată la Spitalul Floreasca din capitală. De altfel, nu este singurul jandarm abandonat de colegi în mulțimea furioasă. Un coleg de-al ei, cu câteva ore înainte, a trecut prin același tratament. Colegii lui nu au nicio reacție câteva zeci de secunde, iar el reușește să scape singur.